În urmă cu o lună, CanCan.ro anunța în exclusivitate despărțirea dintre George Burcea și Viviana Sposu. Cei doi au confirmat ruptura, însă nu au dorit să discute despre motivele care i-au făcut să meargă pe drumuri separate. Ei bine, acum vă prezentăm noi detalii bombă! Se pare că fosta vedetă de la Canal D a decis să-l părăsească pe actor, iar motivele sunt uluitoare! S-au cunoscut în urmă cu 3 ani, în cadrul filmărilor pentru reality show-ul Ferma de la ProTV, iar de atunci au fost de nedespărțit. Viviana Sposub l-a acceptat pe George Burcea într-un moment critic, în plin scandal de divorț cu Andreea Bălan, fără resurse financiare și cu o acuzație de consum de cocaină. Tot ea este cea care a reușit să-l liniștească pe actor și să-l aducă pe calea cea bună. La începutul acestui an, cei doi au plecat la New York, acolo unde Burcea a filmat pentru serialul difuzat pe Netflix Wednesday. În tot acest timp, ei păreau să trăiască cea mai bună perioadă a vieții lor. Însă, la întoarcerea în țară, s-au despărțit. Deși au încercat să țină totul secret, CanCan.ro i-a deconspirat. Cea care a făcut primele declarații cu privire la despărțire a fost Viviana Sposub, însă fără să dea detalii despre motivul pentru care au pus punct relației. Recent, și actorul a avut o primă reacție. A publicat pe contul său de Instagram un mesaj, iar fanii și-au dat seama că fostul soț al Andreei Bălan suferă, iar starea lui nu este una deloc bună. Lasă să te doară până când nu mai doare. CanCan.ro vine cu noi detalii din culisele celei mai neașteptate despărțiri din showbiz. Potrivit unei surse din anturajul foștilor iubiți, Viviana Sposub nu și-a mai dorit relația. Însă George Burcea nu a înțeles nici până în acest moment de ce a luat fosta lui parteneră această decizie. I-a spus că sentimentele s-au consumat, apoi i-a invocat fel de fel de motive absurde, lucruri care existau și în urmă cu 3 ani, atunci când l-a cunoscut pe George. El a fost șocat, nu i-a venit să creadă, a sperat că ei îi va trece. Ba chiar bănuiește că Viviana ar avea pe altcineva. De vorbit nu mai vorbesc, decât foarte rar și atunci pe diferite subiecte, nu despre ei. George a stat de vorbă și cu mama Vivianei și cu sora. A sperat că ele o vor îmbuna, însă nimeni nu știe cu adevărat ce este în mintea Vivianei. Să vii după câteva luni frumoase petrecute în America și să spui că nu-l mai iubești este absolut devastator. George se află într-un moment dificil al vieții sale. Momentan este bulversat și a început să realizeze că ea realmente nu se mai întoarce. A tot sperat în tot acest timp.